doimilor în glas. Spre Domnul și-a urmat cărarea, cu amintire am rămas. Într-o sat din apusă, în suflet grea e întristarea, nestăruia amar în gând, prea gravnică i-a fost plecarea, prea mulți în urmă-i suspinând. Am lăsat tot ce mi-e drag, nu vă mirați în primăvară, când răsări vor ghiocei, ca în gingășia lor să apară, zâmbind la soare chipul ei. În diminețile de vară, când păsărele cântă în cor, nu vă mirați ce să vă pară, cu auziți în glasul lor. E noapte neagră întristarea, ca după stele i-a sfințit, de unde parcă auzi cântarea și doinele ei ce le-a iubit. Căci în sat când a plecat, dor în suflet ne-a lăsat, fără de sens e întrebarea și nici răspunsul n-are rost. Frumosul sta la chip ca floarea, păstrați-o în suflet cum a fost. Într-o sat când a pus semnă, dar ascultându-i cântecele, mi-am dat seama ce
ascundea în spatele artistului și câte trăiri a putut să adune în sufletul ei. Dar vă mai dau o veste. Noi astăzi o sărbătorim, pentru că în 24 iulie împlinea o frumoasă vârstă. Noi o sărbătorim aici, în continuare, și ne-am dorit ca an de an să ne adunăm cu toții și să nu tragem cortina uitării. Am spus-o de foarte multe ori. Niciodată, dragii mei, nu trageți cortina uitării, pentru că ei de acolo de sus sunt alături de noi și cu siguranță Mica nu zâmbește, râde. Dumnezeu să o odihnească în pace și familia să-i dea mângâiere și să știe că Mica, prin cântecele ei, va rămâne veșnic alături de noi. Ne-am dorit foarte mult, măcar o piesă de-a Mihaelei, să ascultăm astăzi live. Așa că, dragi, haideți să o primim cu aplauze pe Cosmina Brădean.
Mari și a fost și este o prietenă adevărată. Mulțumesc! Mulțumim frumos, Adriana, pentru că de flori și pentru tine, mulțumim din suflet. Mergem mai departe, unul dintre cei mai iubiți artiști arădeni, pentru că știți dumneavoastră bine, când zic așa cu mâina mea de la Căran, dumneavoastră știți despre cine vă și muzica mea.